2014 vine cu modificări importante și în domeniul învățământului. De anul acesta, admiterea în liceu se va face pe baza mediei la evaluarea națională în pondere de 75%, în timp ce facultățile nu mai pot ține cont la admitere de notele din liceu ale candidaților. Tot în acest an va avea loc și prima simulare a examenului de maturitate pentru elevii de clasa a 11-a, în speranța că aceștia vor acorda bacului o importanță mai mare. Legea Educației Naționale prevede introducerea 3 noi evaluări la nivel național cu subiecte unice la finalul claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a. Până în prezent, aceste evaluări s-au făcut doar în sistem pilot.